În primul rând, doresc să mulțumesc celor care ne-au dat votul lor în această zi extrem de importantă. O zi de cotitură pentru România. Acest vot înseamnă, în primul rând, un vot de încredere pentru valorile liberale pe care le reprezentăm, pentru democrație, pentru libertate, pentru respectul drepturilor individului. Sigur că ceea ce constatăm acum sunt rezultatele date de exit poluri și din acest motiv aș dori să înțelegeți că sunt foarte rezervat în a descrie scenarii de viitor care să ne privească și prefer să așteptăm numărătoarea oficială a voturilor și rezultatele finale ale numărătorii oficiale pentru a putea vorbi mai mult despre rezultatele acestui vot și despre ceea ce dorim să facem mai departe. Vreau însă să profit și să transmit un mesaj tuturor colegilor mei din țară în a preveni și ai ruga să fie foarte atenți din acest moment la procesul de numărătoare a voturilor, la redactarea proceselor verbale cu rezultatele votului în fiecare secție de vot, în așa fel încât rezultatele noastre să nu fie afectate de eventualele tentative de fraudare despre care avem anumite informații.